Două din instituțiile de mediu ale județului Suceava susțin, cu motivații oferite de specialiști, că nu există poluare cu formaldehidă din partea firmei austriece Egger în zona Rădăuți. Reprezentanții gărzii de mediu, dar și cei ai Agenției pentru Protecția Mediului, precizează că fumul evacuat de pe platforma firmei este doar abur, iar poluarea cu formaldehidă este exclusă. Deși doar firma Egger are aparat de automonitorizare, iar instituția mediului nu deține o astfel de aparatură. În schimb, anual, o firmă acreditată din Târgu Mureș, care are aparatură modernă, efectuează măsurători la cererea firmei austriece. În urma sesizărilor primite de la câțiva rădăuțeni, Bucovina TV a demarat o documentare serioasă pe subiect. În acest sens, s-a apelat la reprezentanții gărzii de mediu pentru a afla de la specialiști dacă pe zona Rădăuți există sau nu poluare din cauza producerii de rășini de formaldehid de la firma austriacă Egger. Agenția de Protecție a Mediului are un autolaborator care nu funcționează. Mergeți, o să mergeți la ei, să-i întrebați, da? Au un autolaborator pe care și noi l-am solicitat la alți agenți economici ca să putem demonstra că agentul respectiv poluează și ne confruntăm cu problema că autolaboratorul nu funcționează. Agentul economic aduce un... Este o firmă care este acreditată din punct de vedere de Ministerul Mediului pentru acreditată RENAR pentru efectuarea analizelor. A tuturor analizelor este firma Westling din Târgu Mureș. Și emit buletine de analize, ei vin conform autorizației din mediu, când de câte ori trebuie să facă, am impresia că trimestrial fac monitorizarea. Și analizele sunt monitorizarea la celelalte coșuri, pentru că la coșul de la instalația de formaldehidă este o monitorizare continuă, deci la secundă să monitorizează. Anul trecut, când am avut sesizarea respectivă, am mers și am scos de pe calculator pe 48 de ore, că ne-am dus foarte repede, că a fost sesizarea astăzi, după două zile ne-am dus și am scos cu o zi înainte, cu o zi după și ziua respectivă, deci 48-72 de ore, monitorizarea era la secundă. Media monitorizării care se efectuează de aparatul respectiv, pot spune și fel de aparat, dar nu cred că asta contează, media apare pe display-ul la poartă, unde se arată valoarea indicatorului formaldehid. Au propria monitorizare pentru automonitorizare pentru indicatorul formaldehid. Societatea Egger funcționează în municipiul Rădăuț în baza unei autorizații integrate de mediu, eliberată de Agenția de Protecție a Mediului. Garda de Mediu este instituția care verifică în teren respectarea celor prevăzute în autorizația de mediu. Din verificările noastre, și mă refer la ultimul an, pe 2014, nu s-au înregistrat depășiri la acest indicator. Am fost în control circa o săptămână. Am verificat întreaga platformă Egger, inclusiv instalația de Formox, de formaldehidă, inclusiv instalația de panouri. În instalația Formox este și instalația de preparare a adezivilor și a rășinilor. Și în același timp, o zi am avut control comun împreună cu ISU și APM-ul pentru verificarea conformării cu legislația privind instalațiile cu grad ridicat de pericol, instalație Seveso, după numele accidentului din Italia, unde a fost prima dată o problemă deosebită cu substanțele chimice periculoase. Ceea ce s-a constatat, se încadrează în toți parametrii, din punct de vedere sau din punct de vedere al legilor care există la ora actuală în protecția mediului. Pentru o informare corectă, echipa Bucovina TV a apelat și la părerea reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului Suceava. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, fabrica de adezivi funcționează și produce rășini ureoformaldehidice. Aceste sesizări
chiar polua cu formaldehide, cu formol, cu astea, punctul meu de vedere este că nu sunt justificate. La poarta fabricii, la Eger, este monitorizare continuă a formaldehidei. Dacă există totuși oarecare mirosuri, este foarte posibil că sunt de la centrala termică, care arde deșeuri de lemn, biomasă. Ori prin arderea biomasei, și în general această biomasă mai mult este compusă din deșeuri de lemn de brad, ori lemnul de brad are niște eteri care prin ardere pot să meargă pe coș. Fără nicio discuție spun lucrul ăsta, dar nu este nici pe departe un miros toxic. Un alt lucru, deci acolo sunt mai multe coșuri. Oamenii când se uită și văd așa un fum alb și consistent, vreau să spun că acel fum, de fapt, impropriu spus, sunt vapori de apă de la instalațiile de uscare ale așchiilor. Se degajă cantități imense, tone de apă. Dar Agenția de Protecție a Mediului a făcut și a măsurători? Pentru formaldehidă nu, n-are rost să spun că s-a făcut, nu s-a făcut, că nici nu avem aparatura pentru a determina formaldehida. Dar pot să spun că s-a făcut analize la aerului înainte de a porni Egerul. Concentrațiile de oxiz, de azot, de sulf, de ce vreți dumneavoastră, erau mai mari ca după ce a pornit. Explicația este relativ simplă. În zonă, locuitorii și din Rădăuz și din satul Mare și din Dornești sau localitățile de acolo ard lemne. Și fără nicio discuție, de la unde este foc, este și fum. Conducerea gărzii de mediu Suceava a oferit echipei Bucovina TV o evaluare integrată a riscului asupra stării de sănătate a populației în relație cu activitățile de pe platforma Eger Rădăuț, evaluare efectuată în luna iulie 2014. Concluziile evaluatorilor Centrului de Mediu și Sănătate din Cluj au fost în număr de 7, iar noi vă prezentăm câteva și dumneavoastră urmează să trageți concluziile. Din punct de vedere al distribuției spațiale, pulberile respirabile determinate în emisii în aria de influență a obiectivului au înregistrat un nivel mai crescut în zona Satu Mare, în parcarea obiectivului și în câteva puncte din oraș, în special datorită traficului. Concentrațiile de formaldehidă măsurate în emisii, la momentul actual, au avut nivele mai mari în orașul Rădăuț, comparativ cu zona din imediata vecinătate a obiectivului. Utilizând în calcul concentrațiile măsurate în emisii la momentul actual ca nivele de expunere permanentă pentru diverse grupuri populaționale de referință cu susceptibilități diferite din aria de influență obiectivului, sugari, copii, adolescenți, adulți de ambele genuri, valorile estimate teoretic pentru riscul adițional de neoplazii ca urmare a expunerii la formaldehidă în aria de studiu pe o perioadă de 15 și respectiv 30 de ani s-au încadrat într-o plajă de valori cuprinse ca ordine de mărime între 3 ori 10 la puterea minus 5 și 12 ori 10 la puterea minus 5. În cazul scenariului care asumă un conținut de formaldehidă de 60% în pulberile respirabile, riscurile adiționale de neoplazie estimate teoretic ca urmare a expunerii pe o perioadă de 15 și respectiv 30 de ani au fost mai reduse decât cele estimate pentru concentrațiile de formaldehidă în emisii, încadrându-se într-o plajă de valori cuprinse ca ordine de mărime între 5 ori 10 la puterea minus 6 și 3 ori 10 la puterea minus 5. Echipa Bucovina TV va apela și la serviciile Direcției de Sănătate Publică Suceava pentru a-și exprima opinia vis-a-vis de efectele posibilei poluări cu rășini de formaldehidă de la firma austriacă Eger asupra sănătății populației din zona Rădăuți.